Urmează să scoatem o ștucă exact aici lângă DN. Suntem foarte, foarte hotărâți. Am avut câteva atacuri, dar vrem ceva mai mare. Atacat în mal, ați văzut, uite valul acolo. Eu știu că foarte șmecher, nu știu de ce nu reușim să o prindem, ne-a mai atacat. Problema e că dacă nu e din prima, se cam prinde. Nu mai iei deloc. Deci am traversat pe sub pod, pe sub DN2. Mașinile care vin din stânga vin dinspre Uzeceni. În dreapta este Bucureștiul, da? Canalul arată foarte bine. Apă limpede, vegetație. Am avut sub pod câteva atacuri, dar n-am prins niciuna. Iar pe capete, în stânga acolo, în capăt am reușit să luăm mai multe. Am și scăpat, așa multe, dar mult mai multe am scăpat și mai mari, că întotdeauna aia scăpat e cea mai mare. Poate de când ne întoarcem să mai dăm o dată pe acolo. Aveți mare grijă aici că unde este locul umed, unde îi da la umed, alunecă foarte tare, mai ales când noi am venit din capătul ăla unde era noroi. Și bocancii și cu cizmele sunt cam pline de noroi, deci trebuie cu grijă. Locul aici arată mult mai bine decât dincolo, dar aici încă n-am avut nicio trăsătură. Dincolo le și vedeam când veneau. Acum, altă zonă, alte obiceiuri. Și în general, numai twistere. Deci numai și numai twistere. De ăla de 15 cm, până la cel mai mic am dat cu el de vreo 7 cm. Nu rotative, nu oscilante, nu nimic. Nu s-a luat după nimic, decât după twistere. Și mai colorate. Roșu-galben. Cam asta a preferat. Până acum. Să vedem. Ar mai fi câteva ore. Nu ți-l ții singur. Bravo, tati! Nu știu dacă e clară, că nu mai sunt eu clar. Hai să o eliberăm să dăm drumul. Hai să-i dăm drumul, că... Să mai... Cum se prinde o știucă? Una mai grasă. Deja a tras, ați văzut, dar ea este apatică. Urmărește și o să mai tragă.
Problema e că dalele astea sunt foarte alunecoase. A tras de el? Da, l-a făcut praf. Aici cred că ăla mare ar fi. Trebuie să te lași pe mijlocul ei mai jos un pic. Cred, zic și eu, nu știu. Ia-o mai bine din malul celălalt către încoace, așa. Mă gândesc că ai poziție mai bună. A fugit? Uite, 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 dă-i, dă-i înainte, exact acolo. Ai văzut-o? Da, da, da. O, cum să nu o văd? Bag altul. Nu s-a uitat. Am văzut-o, pe la bote ai dat. Păi, sunt și alea acolo, ce crezi? E, unde? Ai atins, ai deranjat-o. Nu e, mă, că nu e așa de căpcăună, stai liniștit.
Da, se vede o știuculiță în apă, foarte mare știuca. Să vedem dacă o s-o prindă. Eu, pe motiv că zgomotesc prea tare, să încerc să stau liniștit și să filmez ea. Nu s-a clintit. Extraordinar, nici nu s-a mișcat, băi, omule. Nici n-a clipit din ochi. Deci este în partea dreaptă, cum e culoarul de pescuit. Exact pe direcția care a dat el, ia să vedem, 1,5 metri. Pare să mai fie una și invers, perpendicular pe ea, uite, se mișcă. Sunt două. Ia și tu, ia-o pe aia mai mare, dacă poți. Deci sunt două bot în bot. Aha. Drăguță. Am încheiat partida de astăzi de știucă. Plecăm spre casă. Am prins destule. Nu le-am numărat, dar suficient, suntem foarte mulțumiți. Și am și scăpat și mai multe și mai mari. Dar suntem mulțumiți și de astea. Cred că ne vom întoarce. Problema e că bat sărbătorile la ușă, dar găsim noi o fereastră ceva. Păi nu-i. Ne auzim, până atunci numai bine.